Bună ziua, stimați locuitori raionului Львова, Iargăra. În 30 de ani, nici un președinte de țară, nici un prim-ministru, nici un parlament nu a ieșit să spui, băi, trebuie să începem cu planul modernizării a țării. Cu orice om gospodare începe cu proiectul. Eu am acoperit din toate cerințele care au fost în țară, în total, și ați văzut, operații, terenuri, sport și așa mai departe, peste 60 de milioane de lei. Mă bucur de faptul că avem o echipă tânără. Noi mergem în Parlament fără foști deputați, fără foști miniștri. Noi mergem doar cu primar de oraș. Înainte, pentru ștăți producătorii, gostul era ca Constituția. Șlaptele era lapte, cărnațul era cărnaț. Noi nu putem deschide fabrici în țară dacă nu reanimăm sistemul de școli profesioniste. Noi trebuie să lichidăm consiliile raionale. Caz, ini costă pe noi sute de milioane de lei pe an. Și banii ăștia trebuie să repartizați conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are orașul și satul. Azi pentru corupție. Dacă noi nu modificăm codul penal de la 15 ani până la piviață, apmătale nu că poștele azi dispară. La noi țara azi dispară peste 5 ani de zile. La noi de-am n-aici fura, n-aici privatiza. Ei de-am fac sondaje. Ca și în prezidențiale, cu sate 3-4% maximum. Numai că la alegeri au fost 17% la nivel național și ei înțeleg dacă vin eu în Parlament pentru dânșul emisiunea Tihi Ceas s-a terminat pentru ștăți. Eu vă spun că chiar și din voi care niciodată n-ați privit ședințele Parlamentului, ab după ce venim noi cu blocul electoral Renato Sate, voi tăți ați vă uitați și ați vedeți ce așteaptă pe dânsul. Mulțumesc, Leova, vă văd sănătoși, să aveți o zi frumoasă! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.